În ultimul joc pe care l-a disputat în acest an, unul restant din etapa a noua a sezonului regular din Liga 1 de futsal, Auto Bergamo a suferit prima înfrângere din acest sezon, pierzând în deplasare cu scorul de 3-2 la United Galați. Între cele două echipe este o mare rivalitate, gălățenii reușind amânarea meciului, deși cei de la Auto Bergamo contestaseră acest lucru. Înfrângerea a venit și pe fondul oboselii devenirilor, la care s-au mai adăugat și alte ghinioane. Președintele celor de la Auto Bergamo, Dorin Popa, fiind convins că altul era rezultatul dacă se juca meciul când a fost programat inițial. Asta este în context, ei ne-au dus unde au vrut cu amânarea aceea, cu aiurea, era cu totul și cu totul altceva dacă se juca la momentul când trebuia să se joace acest meci. De la început eram convins că nu o să facem față fizic și pentru al doilea meci, vă dați seama, mergi la Odorei, se joci cu Odorei, o echipă care joacă doar în forță, în viteză, un meci solicitant, care noi a trebuit să punem accentul să avem asigurate cele 3 puncte. După aceea o deplasare la Galați, la 48 de ore să joci acolo, e foarte greu. După aceea s-au ținut ghinioanele lanț. Cacea a primit al treilea cartonaș, n-a jucat. Voin, după cât ați observat, n-a jucat nici Voin, a făcut o intoxie, infecție alimentară, deci n-a jucat nici Voin, cu jocarul la roșu în timpul partidei. Deci, ce să mai zic? Deci am avut 3 jucători minus. Deci, din păcate, asta este, s-a văzut și oboseala pe teren, băieții s-au trezit totuși în final, a lipsit puțin la ultimele secunde să nu scoatem un rezultat de egalitate. Eșecul de la Galați nu este considerat de către deveni un capăt de țară, Auto Bergamo având un avans liniștitor în fruntea clasamentului. Cei de la Auto Bergamo regretă că nu au obținut cel puțin un egal care le-ar fi asigurat deja clasarea pe unul dintre primele două locuri cu 7 etape înainte de sfârșitul sezonului regular și îi așteaptă pe gălățeni la Deva. Nu e un capăt de țară din aceasta, o să vină aici la Deva, domnii din Galați care văd că se exultă pe rețelele lor de socializare, că au câștigat și cu Auto Bergamo. Vom vedea ce va fi în retur, deci nu e o problemă de la început, eu am spus treaba aceasta. S-a întâmplat, au pierdut, v-am spus contextul, păcat, măcar Voin de rămânea normal și din Nicuție un portar de valoare, dar el vine după o perioadă foarte mare de pauză. Și Voin era omul care trebuia să fie în poartă. Din păcate s-au ținut lanț de noi aceste ghinioane și am pierdut. Nu e nimic, deci ei dacă vor câștiga în fața Odoreiului vom intra cu 6 puncte avans. Nu e foarte mult, dacă reușeam un egal sau o victorie la Galați, nu ne mai interesa rundul 3. Deci eram sigur în primele două. Așa, trebuie să fim concentrați, să începem bine sezonul după anul nou și să terminăm în primele două sezonul regulat. Totodată, Dorin Popa nu a rămas dator ironiilor transmise dinspre Galați, răspunzând pe același ton celor de la United. Acesta a bătut apropouri față de atitudinea jucătorilor de pe Dunăre, față de postările de pe paginile de socializare făcute de reprezentanții clubului gălățean. Pentru mine e important partea financiară, să asigur să fie totul ok la echipă. E foarte, foarte greu, e un sezon solicitant din punct de vedere financiar. Și aici fac o paranteză, poate că n-ar trebui, dar și cei de la Galați au fost un pic așa, că începem cu linzile ironici la adresa la ce am comentat eu și eu le pun o singură întrebare. Oare de ce niciun jucător de la Galați nu dă like paginii clubului Oțelul Galați? United Galați, pe postări. Vă pun un semn de întrebare? Eu știu de ce. Cred că știe multă lume. Deci așa că aici la Deva lucrul e serios, băieții și-au lefurile la zi și merge mai departe. Sezonul regular din Liga 1 de futsal cuprinde 3 tururi, iar la finalul acestuia, primele două clasate se vor califica direct în semifinalele campionatului, în vreme ce echipele de pe locurile 3-6 vor juca între ele un tur suplimentar.